Și la bunicu a rămas, mă. M-am dus eu când m-am dus așa, la baba acolo, era zardăre roșii, în zardăre, ai văzut. Ne uităm dracu și pe acolo, poate că mai rămas pe la castel. La castel. Deci azi e minică că-i taie pe toți. Cum să-i taie? Domnulea dracu. Domnulea pula. Așa zicea. Domnulea dracu. Că taie toți zardăre. Ce ai lui? Totul în gură. Trebuie, că el le-a adunat și le-a aruncat pe toate. Dacă a fost prost, pula mea, le duceai undeva, plăteai și tot ce le făceai. Ai luat omul, ți-a dat bani să iei, dar dacă tu nu i-ai mai dat banii înapoi împrumut, ce-a zis? A vândut cazanul, ce zice, recuperez banii, ce să fac cu cazanul? Oricum nu poți ia de ăl dreacu, chiar dacă a vrut, nu poți. Și acum, de ce dracu s-a mai dus după cazan, după pula mea? Cumpere, da. Le-a lăsat să se strici în butoi, n-a pus... Le-a adunat de verzi, nu știi, da. Ca să nu le iei tu. Păi da. Și perile alea, sau ce dracu era acolo la centrală. Da. Când a nus pula, nu mai era o pară. Da. Se zicea că le pune pe folie și asta cop toate. De unde? Să roșii, să se pălite ele acolo și zicea că-i coapte. Ce să mai coacă? Da. Pula. De-al dușmanul ăsta, așa ce-o fi. Le iei tu și n-am pus și eu. Iau, da. De ce fuge locul ăsta? Bă, el merge, mă, Vale, dacă era un pic mai așa. Dar cine mai vale banii mei? Mă rog, oricum, puțin, da? A fost mașini bunicieri. Da. Ce pârie. Are unul în bloc, cumva, întreținută ca lumea. Are țiganul ăla cu piese auto, nu așa are. Cândva, pula, are de vreo 8-10 ani. Așa. Nu i-a făcut nimic, bă, de pe ce l-a lovit unul, odată tot așa, ca pe domnul inginer în spate. Și a schimbat ăla pe o ușă și aia. Dar în rest, decât schimbul de ulei și motorină, schimbul de ulei și motorină, e din. Cândva, pula, de pe i-a făcut ceva. Dacă o vinde bunic, o iau pe asta. Chit că mai bag niște bani în ea. A, pula, stea cu ea. Păi dai vreo 20 de milioane, păi, să mai bagi tu în ea. Că așa să-ți arunci la 50 de milioane. E mult. Cam așa să fii, da. Da, mai jos de 50 de milioane. 2007, 2008, 2006. Așa e, 50 de milioane.